Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la evenimentul instituției prefectului de lansare a albumului Contribuția județului Prahova la războiul de întregire a neamului, un eveniment prin care ne dorim să marcăm în mod festiv centenarul Marii Uniri. Mulțumesc tuturor celor prezenți. Alături de noi se află conducerea Consiliului Județean, reprezentată de domnul președinte Bogdan Toader, de doamna vicepreședinte Ludmila Sfârloagă, domnul vicepreședinte Vasile Pătrașcu și doamna administrator public al județului Prahova. De asemenea, alături de colegii mei din Istia Prefectului și de colegii mei din celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în sală se află un număr mare de primari, doamne și domn primari, și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. De asemenea, colegii mei, șefii instituțiilor publice deconcentrate și descentralizate din cadrul Colegiului Prefectural Prahova, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, de asemenea colaboratorii din cadrul Comitetului pentru Dialog Civic cu Persoanele Vârstnice, reprezentanții seniorilor prahoveni, vă mulțumesc foarte mult că ați venit alături de noi astăzi. Sunt cei mai inimoși, să știți. De asemenea, colegii din cadrul Comisiei de Dialog Social, Biroul Județean pentru Rom, și am avut plăcerea și bucuria să primesc o solicitare din partea elevilor clasei a șansea, dirigintă doamna Adela Dumitrache Dumitru, ce și-au dorit ca în săptămâna altfel să vină alături de noi. Și îmi doresc din tot sufletul că atunci când vor pleca de aici, să plece cu o imagine foarte bună despre administrația publică. De asemenea, am în sală prieteni și nu pot să nu amintesc Camera de Comerț și Industrie Prahova, al cărui parteneri suntem de nădejde și participăm la toate evenimentele la care suntem invitați. Tuturor vă mulțumesc că ați venit la acest eveniment și trebuie să amintesc că această acțiune nu ar fi fost posibilă fără sprijinul Ministerului Culturii și, bineînțeles, al Ministerului Afacerilor Interne. Pentru început, vă rog să aveți răbdarea să vizionați un filmuleț, un clip aniversar, un clip de care noi suntem foarte mândri și care este creația colegei mele, Raluca Eparu, și a colaboratorului săi, și mulțumesc pentru acest lucru. Un clip aniversar în care, bineînțeles, că n-am putut prinde toate momentele, toate activitățile pe care dumneavoastră le-ați organizat în județul Prahova. Vă rog să urmăriți și după aceea și comentăm puțin. Mulțumesc! Sărbătorit pe parcursul acestui an centenarul Marii Uniri. Ne-am îmbrăcat în străile populare, am dansat și am cântat românește, am rememorat prin multe acțiuni momentul 1 decembrie 1918 și ne-am plecat capetele în fața sacrificiului eroilor acestui neam. În urmă cu 100 de ani s-a împlinit năzuința de veacuri românilor. România Mare, formată din unirea Moldovei și țării românești, cu Basarabia, Bucovina și Transilvania. Pentru acest ideal sacru, străbunicii noștri au plecat la război și au luptat de partea Antantei. Astăzi nu mai avem Basarabia, Bucovina de Nord, Ținutul Herței și Cadriaterul, dar ne-a rămas amintirea lucrurilor întreg, înfăptuit cu multă suferință.
Sacrificiile imense făcute de strămoși în toate luptele și războaiele date pentru ca România să fie ceea ce este astăzi. Erau timpuri în care să mergi să-ți aperi țara cu prețul vieții tale nu era o alegere. Să pleci la război era o necesitate pe care toți românii o înțelegeau pe deplin. România trebuia să fie liberă și independentă și să iasă de sub suzeranitatea otomană. Așa că, în 1877, 125.000 de oameni au fost mobilizați în armată. Sub comanda regelui Carol I, jumătate dintre aceștia au luptat alături de armata rusă pentru ca românii să fie stăpâni în țara lor. Plevna, Grivița, Vidin, Smordan sunt însă localități unde mulți ostași au rămas să-și doarmă somnul de veci. Nu era însă de ajuns independența, pentru că românii din Regat și frații lor din Transilvania, Basarabia și Bucovina doreau unirea firească cu patria mamă. Starea armatei era însă una precară, ceea ce a dus la înfrângere în campania din 1916. Așa nepregătiți și dotați insuficient, soldații noștri au ținut piept armatelor moderne ale puterilor centrale, la Turtucaia, Sibiu, Brașov, Valea Prahovei, Valea Ultului sau Valea Jiului. Doar în acel an au murit, au dispărut, au fost luați prizonieri sau au fost răniți aproximativ 400.000 de soldați români. Au urmat alte lupte și alți eroi morți, până când România să fie întreagă. Sute de mii de tați, fii, frați, nu s-au mai întors niciodată acasă, dar se împlinea visul de veacuri al poporului nostru. Eroii noștri au luptat gândindu-se la viitorul copiilor și nepoților lor, conștientizând că trebuia să se sacrifice pentru noi. Și așa s-a întâmplat și în timpul primului război mondial. Și eroii noștri au căzut aici, gândindu-se la noi. Și mulți dintre ei au avut în suflet idealul unității naționale. Dintre ei câțiva au reușit chiar să scrie pe hârtie această dorință de România mare. Așa este și cazul soldatului căzut pe muntele Sorica, în ranița căruia a fost găsită o scrisoare cu un mesaj tulburător: nu plânge, Maică Românie, pentru dreptate vom pieri, copiii noștri peste veacuri onoare ne vor da o știm. Nu plânge, Maică Românie, adună tot ce-i bun sub soare, ne cheamă și pe noi la praznic când România va fi mare. Și România este mare de 100 de ani și fiecare din acești ani ne chemăm eroi la praznic. Și cum chemăm eroi la praznic? Ne chemăm prin asemenea ceremonii. Ne chemăm prin bucuria cu care sărbătorim Ziua Unirii. Ne chemăm prin grija pe care o avem pentru monumente și pentru cimitire în care eroii noștri își dorm somnul peste veacuri. Anul acesta am mers la toate monumentele închinate sacrificiului și biruinței. Am suit în vârful de munte, purtând coroane de flori stropite cu lacrimi de recunoștință, încredințați că acolo unde suntem cu frunțile în nori, eroii sunt mai aproape. Am dezvelit monumente ale eroilor uitați, reparând greșelile trecutului, și ne-am amintit că suntem uniți și liberi pentru că acești oameni bravi au înțeles că prin sacrificiul lor vom fi iarăși ce am fost și încă mai mult decât atât.